Prieteni, Andra, vreau să spun și eu la mulți ani, Andra de la Strehaia, prieten, Loredana de la Strehaia o cheamă de fapt, pe maică sa, e nepoata lui Aristică Legionarul. La mulți ani, Andra! Andra, să-ți dea Dumnezeu sănătate și bani mulți, pachete de euro. Și să te gândești și la mine când o să ai, când o să fiu eu mai bătrân, să vii să-mi dai și mie. Andra, spun la mulți ani, să-ți dea Dumnezeu sănătate și bani mulți și înțelegere cu familia ta. Te pup și te iubesc. Mulțumesc, uncul meu Leo, pentru urare. Îți doresc multă sănătate și să vii acasă. Bună seara, prieteni. Prieteni, am astăzi să fac un anunț foarte important pentru mine și pentru, nu știu dacă vă supărați pe mine sau nu, dar sunt nevoit să vorbesc de ea. Deci sunt nevoit să vorbesc de Dana Criminală, fosta mea nevastă. Fosta mea nevastă. De fapt, este nevasta mea în continuare. Eu am certificatul, dar de fapt îl are ea. Deci, prieteni, știți foarte bine că marți, pe 10 septembrie, am procesul de divorț pentru desfacerea divorțului în 10 septembrie. Dana mi-a transmis că abia așteaptă și ea. Fănuțule, vină-mă, fănuțule, ia camera aia în conțe. Ia camera și vezi dacă se filmează bine. O să vezi? Pe o tohari, poți să vezi? Mă văd bine. Se vezi. Să văd vinișor, a? Bine, sunt de camera. Deci, da? Da. E bine. E bine. Deci, prieteni, vreau să vă spun că Dana Criminală abia așteaptă și ea. E dată aia pe roșu filmarea? Da. Că Dana Criminală abia așteaptă și ea divorțul. Și eu aștept divorțul cu nerăbdare, prieteni. Pentru că vreau și eu să-mi găsesc și o altă femeie și nu mi-am găsit nicio femeie, pentru că toate femeile îmi spun: păi tu ești însurat și mai vrei altă relație? Adevărul că au și ele dreptate, cam așa trebuie. Adică nu mă ia nimeni până nu mă descurc cu Dana prima dată să scap de ea cu divorțul. Dar acum, prieteni, este o altă problemă. Știți că eu am fost vineri la spital, la ochi, am făcut o injecție în ochi și acum sunt programat pentru altă injecție la ochi marți dimineața la ora 9, sunt programat pentru operație la ochiul drept și nu pot să mă prezint la proces, prieteni. Și am întrebat avocatul, pentru că am sunat avocatul, să meargă el în locul meu. Și avocatul mi-a zis că nu se poate merge în locul meu, dar nu face nimic, va lua tot așa un termen de amânare, pentru că procesul trebuie judecat să fie părțile prezente amândouă. Și așa, prieteni, vreau să vă spun că nu mă pot prezenta la procesul de divorț marți pe 10. Nu mă pot prezenta, chiar dacă aș vrea, nu mă pot prezenta. Deci o să fiu la spital, internat la ochi, ca să mă opereze iar la ochiul drept. N-am ce să fac pentru că aștept programarea asta de mult timp și n-am știut. Eu am uitat că am divorțul pe 10 și programarea este făcută de 2 luni de zile. Și dacă nu mă duc la programarea asta de marți, trebuie să mai aștept în continuare încă 2 luni ca să mă programez iar. Și problema e că sunt și eu nerăbdător cu vederea, pentru că nu mai văd bine cu ochiul ăsta și cu ăsta. Acum au luat o raznă amândoi ochi. Problema este că, vă rog să mă înțelegeți, chiar și Dana, te rog să mă înțelegi, Dana, Janestus o penau, a te arăți romanez? Deci, prieteni, vreau să vă zic și dumneavoastră și Danei, să-i spun ca să mă înțeleagă și te rog să mă scuzi, Dana,
pentru că nu pot să mă prezint la proces. Așa că vom mai lua un termen. Când o dat termen? La anul, peste o lună, peste 5, peste 3. Asta este. Înseamnă că Dumnezeu vrea să ne țină încă împreună. Da, fanul ia pe, dai pe 0,5 sau lași așa? E pe 0,5 acum. Păi e pe 0,5, nu cred că e dacă nu dai tu. Este pe 0,5. Da? Da. Și așa, mă, prieten, așa că Dana nu pot să mă prezint marți la, la proces. Și când m-a dat termen, am vorbit și cu avocatul, mi-a zis că o să vină la conosară, dar vreau să spun că nu se poate rezolva nimic la proces, pentru că trebuie să fiu prezent în sală. Și așa că voi fi prezent la termenul următor. Janesuzu pe Naudana, că răspunzi să mă cu telefonul. Înțelegeți? Și asta este, nu e bina mea, deci pe cuvântul meu, dacă nu eram hotărât să merg la divorț, dar așa, dintr-o dată s-a întâmplat, pentru că când am văzut programarea, am fost acum vineri, mi-a zis că am programarea exact marți pe 10. Deci n-am ce să fac, sănătatea e mai importantă decât orice. Rezolv eu și treaba cu divorțul după aia, dar așa că, prieteni, nu se va termina între mine și Dana, așa, Dana, că nu se va termina între noi. Putem să umblăm noi cu 100 de femei și tu cu 100 de bărbați. Deci lucrurile sunt făcute în așa fel, altceva decât ce ne dorim noi. Deci, prieteni, aș vrea să mă înțelegeți și pe mine și vă rog frumos să nu mai vorbiți de Dana partea urât, să nu mai dați comentarii urâte, chiar încercați să înțelegeți și voi că până la urmă este soția mea, a fost nevasta mea. Asta este ce s-a întâmplat între noi, asta este, am mai fost și eu nervos, am mai fost și ea, a vorbit și ea de mine, am vorbit și eu de ea, dar vă rog frumos pe voi, nu vă dau voie să vorbiți de ea. Trebuie să înțelegeți și voi, odată pentru totdeauna, să înțelegeți că Dana a fost nevasta mea. Eu știu că nu mă convine, poate nici la mama nu-i convine, nici la familia mea. Dar asta e adevărul, pentru că acum e prea târziu să mai spună ceva. Da, prieten, vă rog să mă înțelegeți. Și problema e că sunt cu ochii, mai am o problemă de rezolvat la ochi. În rest, cu sănătatea și cu asta stau bine. Doar cu diabetul. Că sunt bolnav și eu de diabet, ca așa cum este orice om care are diabet, își ia tratamentul. Așa și eu, și cu inima și cu astea. Am avut accident vascular, dar am trecut peste. Am trecut peste impart, am trecut peste. Dar sunt bine. Deci eu mă simt chiar foarte bine. Am impresia că mă simt câteodată mai bine ca oricare dintre voi. Și care este problema? Mie îmi place viața de acum. Mie îmi place viața de acum mai bine ca cum era, aveam viața eu înainte când aveam bani milioane de euro. Acum, dacă am 50-100 de milioane în buzunar, mă simt fericit. Mă înțelegeți, prieteni? Înainte erau topuri așa se duceau. Cum îi luam, așa se duceau. Pentru miliarde se duceau miliarde. Aș vrea să mă înțelegeți, prieteni, și pe mine. Și sunt de 2-3 luni de zile, uitați, stau la București aici, pentru că stau singur. Dar mai bine stau singur decât să mai stau cu cineva. Pentru că mă simt foarte bine. Și ce am de făcut, împac eu pe aici. Nu că stau singur, că n-are cine să stea cu mine. Nu vreau să stea nimeni cu mine. Pentru că am fost la pușcărie, am fost la spital, am trecut prin multe greutăți. Acum de 2-3 luni de zile stau și eu singur să mă relaxez, să mă gândesc ce fac mai departe cu viața mea, prieteni. Deci trebuie și eu să stau, să mă reculeg, să mă... Băi, n-ați mai simțit niciodată să stați singuri? N-am simțit nevoia să stau singur? Așa eu, stau singur și mă gândesc. Mai intru pe TikTok, mai stau, mai... Înțelegeți? Contul de TikTok le-au de la Strehaia originalul. Deci, prieteni, chiar așa e. Voi toți să-mi spun câte unii, ce cauți pe TikTok, ce cauți așa. Păi care e problema? Am 46 de ani, nu mă consider bătrân. Mai ales acum că am trecut prin multe greutăți, era să mor, mi-a murit moartea. Deci chiar pe bune vă vorbesc. Trebuie să mă înțelegeți și pe mine.
E problema, știți care este? Problema voastră sau la toți, dușmanii, la toată lumea. Că o să mai auziți de mine. Eu nu o să mai audă voi. Pentru că nu mai audă voi. Voi o să auziți de mine. Păi da. Pentru că uitați acum, dacă fac nuntă pe TikTok, o să fie cel mai mare eveniment al tuturor platformelor de socializare. Și nu vă convine iar că se aude de mine. Păi, degeaba încercați câte unii, câte voi, dați câte 200, 500, 2000 la lăutari ca să se audă de voi că sunteți șmecheri. Zic lăutari. Da, e grele să aveți în spate un nume. Deci, prieteni, aș vrea să mă înțelegeți. Câte e panul, câte minute? 5 minute 31. Deci așa a zis pane, 5 minute 31, prieteni. Deci, prieteni, asta vreau să vă spun, să-i transmit și lui Dana, că nu mă duc la proces. Dana, ar fi cel mai frumos să mă suni, să pui mâna pe telefon și să mă suni, să găsim o soluție, să vedem cum rezolvăm problema. Înțelegeți tu, Sopenau? Da? Și așa, eu te-am sunat, dar n-ai răspuns. Te-am sunat ca să zic ție, să zic că nu pot să mă prezint la proces. Nu fac la mișto, nu intenționat. Deci o să le aduc actele medicale la proces ca să vadă că chiar mă internez marți pe 9, pe 10, adică, la ora 9. Deci, prieteni, atât, am vrut să vă anunț că problema cu divorțul, deci nu mă prezint la proces pentru că sunt internat la spital, prieteni. Și vom lua un termen pentru divorț, deci, de fapt, de la anul încolo se va decide divorțul, cum, în ce parte va merge. Vă pupăm și vă iubesc!